În anul 1987, în localitatea Vieru, comuna Putineiu, a fost declarat un focar de antrax la o fermă de bovine. La 20 de ani de atunci, situația se repetă. De această dată, cazul de identificare cu antrax a fost depistat la un berbec dintr-o gospodărie din aceeași localitate. Direcția sanitar-veterinară a confirmat acest lucru la sfârșitul săptămânii trecute printr-un comunicat de presă. Potrivit documentului transmis, în data de 14 iulie a fost confirmat un caz de antrax la un berbec dintr-o gospodărie din localitatea Vieru, comuna Putineiul, județul Giurgiu. În urma sacrificării de necesitatea unei ovine, în data de 11 iulie, proprietarul a tranșat animalul și a depozitat o parte în frigiderul aflat în exploatare și o altă parte a fost consumată la masa de seară împreună cu familia. În dimineața zilei de 12 iulie, proprietarul a găsit o ovină moartă și a deschis cadavrul, observând că splina este mărită și cu aspect anormal. A decis să ia organele și să se prezinte la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranță alimentelor Giurgiu în vederea efectuării examenului de laborator. În urma examenului de specialitate, existând suspiciunea de antrax, organele au fost trimise imediat la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Laboratorul Național de Referință pentru Antrax, în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine. Ca urmare a confirmării suspiciunii de antrax de către IDSA, boala a fost declarată oficial și s-a dispus măsuri suplimentare specifice pentru un focar de antrax. Având în vedere această situație, la nivelul localității Putineiu, Vieru, Hodivoaia și Gogoșare a fost instituită zonă de restricție, urmând a fi efectuate toate măsurile necesare, printre care examenul clinic individual al tuturor animalelor din efective contaminate, izolarea și ținerea sub observație timp de 14 zile a eventualelor animale bolnave. Totodată, inspectorii din cadrul DSVSA Giurgiu s-au deplasat la exploatația respectivă pentru a demara o anchetă epidemiologică și pentru a dispune măsurile legale care se aplică în cazul suspiciunii unui caz de antrax. În acest sens au fost întreprinse următoarele acțiuni: îngroparea cadavrului deschis după dezinfectarea gropii, dezinfecția curții și a saivanelor, efectuarea inventarului animalelor existente în gospodărie. Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu menționează că de la data notificării suspiciunii și până în prezent nu au mai fost constatate alte animale bolnave sau mortalități în efectivele din gospodăria și localitatea respectivă.